Subinspectorul Stanciu Nicolae din cadrul IPJ Timiș este campion de aur în competiția de judo AMEAI. Ne bucurăm să vorbim despre subinspectorul de poliție Stanciu Nicolae, ofițer specialist și coordonator al liniei de muncă, educație fizică și autoapărare în cadrul Serviciului Pregătire Profesională al IPJ Timiș. Acesta este și gestionar al pregătirii tactice a polițiștilor din cadrul inspectoratului care acționează în segmentul stradal. Participând încă din anul 2017 la competiția de judo a Ministerului Afacerilor Interne, subinspectorul de poliție a fost medaliat cu aur anul acesta la categoria a 73 de kilograme peste 35 de ani. În perioada 5-8 martie 2024, peste 100 de polițiști, jandarmi, polițiști de frontieră și pompieri s-au luptat pe saltea la Călimănești, în județul Vâlcea, în cadrul campionatului de judo al Ministerului Afacerilor Interne. Ca în fiecare an, începând cu 2017, subinspectorul de poliție Stanciu Nicolae, ofițer specialist în cadrul Serviciului Pregătire Profesională al Inspectoratului de Poliție Județean Timiș, a participat la de judo a MAI, anul acesta confirmându-și abilitățile excepționale, obținând medalia de aur. Performanța sa remarcabilă în cadrul campionatului de judo al Ministerului Afacerilor Interne reprezintă un exemplu de devotament și profesionalism, ilustrând cu mândrie angajamentul polițiștilor pentru excelență, atât în domeniul pregătirii fizice, cât și în cel al autoapărării. Suntem onorați să avem astfel de profesioniști în cadrul IPJ Timiș, care prin realizările lor ne amintesc că dedicarea și pasiunea pot transforma fiecare provocare într-o oportunitate de succes. Felicitări sub inspector Stanciu Nicolae pentru această performanță de excepție și pentru reprezentarea demnă a instituției noastre în competițiile de prestigiu. Transmit reprezentanții IPJ Timiș.